Temperaturile au scăzut deja simțitor și oamenii branșați la sistemul de termoficare se întreabă când vor primi agent termic. În momentul de față au loc discuții între instituțiile abilitate pentru a se ajunge la o soluție cât mai repede. Din punctul meu de vedere, termoficarea trebuie să fie asigurată în Petroșani și în Valea Julia atât cât mai este ea asigurată de către Complexul Energetic Hunedoara, numai că trebuie găsită forma prin care această energie termică să ajungă în casele celor care au nevoie de ea, iar noi, Complexul Energetic Hunedoara, să putem să încasăm banii pentru furnizarea acestui serviciu. Știu că sunt discuții între conducerea noastră administrativă și primăria Petroșani. Cred că în următoarea etapă ele vor fi duse spre prefectură. Sper ca toată lumea să dea dovadă de maturitate și să beneficiem de această energie termică în următoarea perioadă. Dacă discuțiile vor decurge cum trebuie, atunci caloriferele cetățenilor branșați la termoficare se vor încălzi curând.